Un medic de familie este primul în topul medicilor prescriptori de certificate de concediu medical. În cursul anului trecut, acesta a prescris 1.169 de concedii medicale, însumând 12.657 de zile de concediu medical. Pe locul 2 se situează un medic specialist cu 1.068 de concedii prescrise, eliberând 4.356 de zile de concediu medical. În total, în județul Hunedoara, anul trecut au fost eliberate peste 95.000 de certificate medicale, mai puține decât în anul 2022, dar asta pentru că anul trecut nu a mai fost nici pandemie de COVID și nici de minerit în județul nostru. Echipele de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara au desfășurat în perioada ianuarie-decembrie 2023 76 de controle tematice, în cadrul cărora au fost verificate 7.580 de certificate de concediu medical, fiind aplicate 14 sancțiuni. Eliberarea certificatelor de concediu medical a devenit un fenomen îngrijorător. Drept urmare, în cursul anului trecut, am intensificat controlele la furnizorii de servicii medicale. În total, anul trecut au fost eliberate 95.547 certificate medicale, dintre care 53.255 de către medicii de familie și restul în ambulatoriu de medicii specialiști, în timp ce în 2022 au fost eliberate 108.026 de certificate medicale, înregistrându-se o scădere cu 12%. Și pentru anul acesta, un obiectiv al acțiunilor de control constă în verificarea respectării procedurilor de eliberare a certificatelor de concediu medical de către fiecare medic în parte, se menționează într-un comunicat de presă al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.